Guvernul în exercițiu a alocat 9,5 milioane de lei din fondul de rezervă pentru finanțarea programelor de compensații demarate în cadrul programului de stat Prima Casă. Solicitarea a venit din partea Ministerului Finanțelor, care a anunțat anterior că a epuizat resursele prevăzute în bugetul de stat pentru acest program, iar în iunie deja se atesta o insuficiență de 4 milioane de lei. Din suma de 20 milioane de lei aprobate pentru anul 2021, în șase luni ale anului 2021 au fost executate cheltuieli în suma de 18,8 milioane lei. Astfel, se propune suplimentarea alocațiilor destinate programului vizat cu 9,5 milioane lei. Drept rezultat, va fi redus riscul activării garanțiilor de stat și dezafectării mijloacelor bugetare pentru plăți către băncile finanțatoare din program. Potrivit Ministerului Finanțelor, stoparea finanțării cererilor acceptate în program ar putea crea condiții de neonorare de către beneficiarea obligației de plată către creditori și respectiv va crește riscul de declarare a creditelor neperformante. Și agenții imobiliari confirmă că beneficiarii de credite prin programul guvernamental își fac griji să nu rămână fără locuințe. Волнение людей это будет заметно в любом случае, потому что им зарплату никто не поднимет. То, что компенсация банков либо прекратится, либо уменьшится, это возможно. Во всяком случае, есть у кого дети, государство возмещало 25% от общей суммы, поэтому они были довольны прям. De aceeași părere sunt și oamenii care spun că programul Prima Casă este un ajutor pentru familiile care nu își pot permite să-și procure altfel o locuință. De aceea, programul nu poate fi abandonat de stat. Consider că nu e eficient această decizie, deoarece foarte conform economiei noastre, foarte multe persoane sunt la nivel mai jos de standardele societății. Salariile nu permit ei și doar majoritatea apartamentelor se procură oamenilor care sunt din străinătate. Prima Casă este un program guvernamental care 5% este foarte efectiv. Невозможно просто взять и человек пошел по этой дороге и возбить, остановить эту сторону, как любой контракт, который он договоренность. Cele 9,5 milioane de lei urmează să fie returnate după modificarea legii bugetului pentru anul curent, procedură imposibilă în prezent din cauza că Parlamentul este dizolvat. De la lansarea programului de stat Prima Casă până în prezent, au fost procurate peste 6.180 de locuințe. Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 3,19 miliarde de lei, iar valoarea totală a garanțiilor active constituie 1,59 de miliarde de lei. Suma compensațiilor acordate din bugetul de stat pentru acoperirea parțială a cheltuielilor pe care le suportă beneficiarii pentru achitarea creditului ipotecar în cadrul programului de stat Prima Casă constituie 52,3 milioane de lei.